și să fie jazz. Bun. Bine v-am găsit. Să fie cu jazz. Doamne ajută. Să intrăm. Da? Ca să operez. Haideți împreună și să urăm mult succes. Să fii cu noroc. Mai multe ori? Da, ca să rămână amintiri. Nu? Unii și tata aici, că e să... Hai! Ali. Da, amintiri? Da. Da. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc. Haideți, poftiți, luați înainte. Bună ziua tuturor! Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun. Să fie într-un ceas bun. Cu noroc. Cu activitate foarte frumoasă. Și fiind o activitate de calitate, sunt convins că vor și veni. Ia, așteptam cu drag. Ai și sistem din ăsta, am văzut într-o zi la televizor, examinarea lumițelor. Sigur, dermatoscopia este da. Și digitalizată. Bravo. Metode. Așa, aici se fac, se vor face și mici intervenții, nu? Intervențiile chirurgicale, da. A cancerilor de piele sau chiar a lumițelor, cele care sunt cu risc. Iar își facem biopsii la afecțiunile de piele cronice. Lipoamă, chiste. Sunt o serie de diagnostice unde ne ajută această sală. Aici avem camera de sterilizare pentru că orice sală de operație trebuie da. Să obțină da, așa, sală de sterilizare. Da. Foarte frumos. Tot echipamentul este nou. Se vede. Se vede. Aici e un cabinet. Și văd că și dermatul și psihiatrie, da. Probabil jumătate. Da. Eu am ales acest cabinet pentru că sunt aproape de sala de intervenție și partea asta dermatologie mi este foarte dragă, atunci am ținut să fiu aproape. Dermatologia și pneumologia. La dermatologie. De fapt, toată clinica vine cu un colectiv tânăr și entuziast. De fapt, da. Colegi, asta e mare mândrie că acesta nu a mai rămas doar al meu, ci a fost mă la venit al meu echipe. Bună ziua! Mult succes! Aceste sunt unele de cap, care ca și indicații toată sfera patologiei, dar eu voi folosi pentru cardiologie și vase. Este un aparat de ultimă generație cu ultimile tehnici. Și cu Doppler? Doppler cu toate. Doppler visurat, Doppler color, cu stat continuu. Să avem colaborare și pe stomatologie, cu tratamente la microscop. Deci, cum spuneam, suntem entuziași și dormi și de-am mutat noi tot timpul. De-aia și în pacienților le cerem să ne transmită toate problemele lor, tot ce au considerat că nu a fost corespunzător în clinică. Noi suntem deschiși și acceptăm și critici, dar și sugestii. Începând de sâmbătă 15 octombrie, romașcanii se pot bucura de serviciile medicale ale celui mai nou centru medical din municipiul Roman. Managerul centrului, medicul Cătălina Stoian, s-a dedicat sănătății romașcanilor, motiv pentru care a și părăsit Bucureștiul pentru Roman. Pentru mine, deschiderea centrului medical ALAS este un vis devenit realitate. Pe parcursul acestui drum am fost sprijinită de părinți și de sora mea, cărora le mulțumesc. Pe tot drumul acesta mi-am dat seama că deschiderea acestui centru nu a fost doar o muncă a mea, ci a devenit o muncă a unei echipe, a unei echipe de medici tineri, ambițioși, entuziaști, cu care mă cunosc încă din facultate. Asta facilitează colaborarea dintre noi în interesul pacientului, pentru ca acesta să obțină un diagnostic precis și un tratament cât mai adecvat pentru afecțiunea lor, pentru afecțiunea lui. Oferim în cadrul clinicii următoarele specialități, dermatologie, unde venim nou cu laserul medical, cu ajutorul colaboratorilor noștri de la Cutera, endocrinologie, cardiologie, ginecologie, pe specialități pentru care avem un ecograf multidisciplinar,
iarăși venim cu servicii pe reumatologie, pneumologie și psihiatrie. O să avem o colaborare și cu un medic stomatolog care va veni cu tratamente asistate la microscop. Pe partea de dermatologie iarăși venim nou cu sala de mici intervenții, de care suntem foarte mândri și de care vrem ca pacienții din Roman să beneficieze la maxim. ALAS, centrul medical, vă oferă servicii medicale specializate în dermatologie, cardiologie, reumatologie, neurologie, obstetrică, ginecologie, endocrinologie, stomatologie, psihiatrie și pneumologie. O clinică nouă, modernă, care se axează atât pe diagnostic, cât și mai ales pe prevenție. Prevenție pentru că noi în medicină numim screening și prevenție primară, terțiară și secundară și terțiară, pentru că este mai bine să previi decât să tratezi, pe de o parte. Pe cealaltă parte este foarte greu să previi, pentru că, din punctul meu de vedere, ca și medic specialist cardiolog, bolile cardiovasculare reprezintă aproximativ 62% din bolile, sau mai bine zis, din povara patologiei românilor. În consecință, bolile cardiovasculare reprezintă principala categorie de boli care trebuie prevenite și ulterior, dacă nu se poate, tratate. Există mai multe studii și registre naționale care arată, unul dintre ele este unul dintre cele mai mari, SEFARU, care reprezintă și studiu și registru, care arată o povară de aproximativ 40% din români cu hipertensiune arterială. Hipertensiune arterială reprezentând o tensiune arterială mai mare de 140/90 mm coloană de mercur. Ce este mai important este faptul că doar o cincime din pacienții cu hipertensiune arterială, adică o cincime din cei 40% de români și o tratează, și o controlează și au tratamentul. Iar doar unul dintre doi români adulți și-a măsurat vreodată, știe care este valoarea tensiunii arteriale. Un alt registru național important este cel de infarct. Știm cu toții ceea ce înseamnă infarct și ceea ce înseamnă să trăiești după ce ai avut un infarct. Infarctul apare în special la bărbați. Vârsta medie în România este de aproximativ 62 de ani, iar 68% sunt bărbați. Din cei 60 din cadrul pacienților cu infarct, unul din 10 moare, ceea ce înseamnă că este o boală foarte, foarte gravă, cu mortalitate destul de importantă, iar dintre cei care fac infarct în România, jumătate au hipertensiune arterială și jumătate sunt fumători. Aici reprezintă și un semn de alarmă pe care îl trag ca și cardiolog și ca și colaborator al clinicii ALAS, că peste vârsta de 25 de ani în România, ca și factor de risc cardiovascular, repet, la tineri, la persoane cu vârsta mai mare de 25 de ani, reprezintă fumatul și sedentarismul. Se tratează în Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași infarcte și la sub 30 de ani. Infarcte pe patologie care ar trebui să apară la vârstnici. Ce este drept? La tineri intră în discuție și încărcătura genetică și alte boli autoimune. Pe lângă factorii de risc și ceea ce v-am prezentat până acum, alte patologii și au altă atenție importantă pe care o acord ca și cardiolog și care îmi permite ca și cardiolog să o diagnostichez, să o previn aici într-un centru modern care reprezintă clinica ALAS, este obezitatea, dislipidemia. De exemplu, în România, dislipidemia provoacă 56% din decesele de origine cardiovasculară. Prin aparatură modernă, după cum vedeți, ecocardiograf, electrocardiograf și alte dispozitive pe care nu le putem arăta acum și care reprezintă arsenalul de screening și de tratament, de primă linie de tratament.
în urma diagnosticării și evaluării complete, ulterior, prin o colaborare strânsă cu Institutul Cardiovasculare de la Iași, putem trimite către explorări avansate. Centrul medical este situat pe strada Tineretului numărul 27, iar de luni, 17 octombrie, puteți să vă programați pentru consultații medicale sau analize la numerele de telefon 0233 732 349, 0756 819 065 sau 0732 753 810. Pe lângă consultațiile de care puteți beneficia în cadrul acestui centru medical, se pot face și recoltări de analize, aparatura medicală fiind de ultimă generație. Prezent la deschiderea oficială, primarul municipiului Roman Laurențiu Leoranu a dorit să ureze succes echipei formată din medici tineri. Alas, aici la Roman, multe specialități, vreo 8 am înțeles, dintre cele mai variate, că importante toate sunt, cu o aparatură nouă, cu o tehnologie de ultimă oră. Este un lucru foarte important că apar alternative, este un lucru foarte important că oamenii au variante de alege pentru investigații, pentru a depista anumite lucruri sau de ce nu, pentru a trata, pentru a avea anumite tratamente care să-i ajute atât în evaluarea evoluției bolii cât și în ameliorarea, dacă nu se poate chiar vorbi de eradicare, depinde de tipul bolii. Așadar, eu le urez mult succes, un grup entuziast de tineri specialiști, de oameni care doresc, iată, prin această echipă să facă performanță în domeniul medical. Nu putem decât să ne bucurăm că specialiști tineri vin în Roman și vor să pună bazele unui centru de sănătate, pentru că ne-am dorit toți să nu avem nevoie de așa ceva. Dar, din păcate, de-a lungul vieții, omul întâmpină anumite probleme și atunci, pentru a avea variante, pentru a putea alege, iată că apar opțiuni și ne bucurăm că aceste opțiuni nu sunt doar alternative, ci sunt și adaptări ale celor existente, ceea ce sunt convins că va provoca o competiție prin care de la an la an, de la centru la centru, fiecare să caute să se perfecționeze bivalent. În primul rând, prin aparatură, prin tehnică, tehnologie, dar și prin calitatea specialistului, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere al profesiei. Așadar, la început de drum, mult succes tuturor celor care aici doresc să implementeze un centru medical, o echipă, așa cum spuneam, tânără, dar dornică, să se afirme. Este un start. Acest start vă urez să fie foarte bun, pentru că el vă poate desena o traiectorie ascendentă în viață. O traiectorie oricum, dar fiecare o dorim ascendentă. Și sunt convins, după cum vă simt și v-am văzut și din prezentare, că aici, dincolo de investiții, este și foarte mult suflet, este și o relație interumană foarte bună și eu cred că va merge foarte bine. Vă urez mult succes și să aveți cât mai mulți pacienți, iar din cei cât mai mulți care vin, cât mai mulți tratați. Mulțumesc! Mult succes! Cabinetele medicale sunt dotate complet cu aparatură și mobilier nou, medicii având tot ceea ce este necesar la dispoziție. Ca element de noutate, rezultatele investigațiilor medicale se pot primi și prin e-mail sau se pot ridica personal de la rețetă.